Habitatul reprezintă pentru păsări locul în care trăiesc, se hrănesc, își fac cuibul și își cresc puii. În area naturală protejată Valea Oltului Inferior, numeroase specii de păsări își găsesc adăpost în habitate precum plaje de nisip, râuri, lacuri, păduri de foioase sau de tranziție și stufăriș. Deși puternic influențată de om, area a fost binecuvântată prin multitudinea de lacuri naturale și zone mlăștinoase din preajma Oltului, unde locuitorii necuvântători se pot bucura de protecție și hrană. Descoperă misterele, dar protejează-le. Sistem integrat de management și conștientizare în România a rețelei Natura 2000. Sincron, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Investim în mediu. Credem în viitor.